Dragilor, astăzi alături de noi este Gabriela Hranovski, educator Montessori, specialist în parenting și în educație timpurie și vom vorbi despre mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, cartea lui Gabor Mate, publicată în colecția Psihoterapia, în portofolul editurii Herald. Și pentru că Gabriela este specialist în parenting și în educația timpurie, copilăria timpurie și pentru că Gabo Ormate alocă un important spațiu din carte relației părinte copil despre care l-a și vorbit când a fost la București la conferința normală, normală a vorbit despre acest lucru, relația părinte copil. Am să dau citire unui, unui mic text din capitolul 13 pe care o să-l comentăm cu Gabriela Hranowski. Forțarea creierului în direcția greșită, sabotarea copilăriei. Ecologia noastră culturală nu susține o educație parentală atentă, prezentă, receptivă și conectată. După cum am văzut, destabilizarea începe cu stresul transmis sugarilor aflați încă în pântecele mamei, cu mecanizarea nașterii, atenuarea instinctului parental și negarea nevoilor de dezvoltare ale copilului. Continuă, bineînțeles, cu presiunile economice și sociale, din ce în ce mai intolerabile, care se exercită asupra părinților în zilele noastre și cu erodarea legăturilor comunitare și se amplifică cu dezinformarea pe care o primesc părinții cu privire la modul în care să-și crească puii. Gabriela. Da, momentul la care vorbim este un moment așa destul de special și pentru mine. Sunt proaspătă mama a unei, unei Asta fițe am uitat să spun bun. și era foarte important. Da, deci cumva este proaspăt emoția aceasta de început și a sentimentului că îți dorești să faci tot ce poți tu mai bine în calitate de, de părinte, dar așa cum spune și ca de foarte multe ori, ajungem să ne deconectăm dorindu-ne atât de mult să bifăm acele normalități pe care societatea ni le dă ca fiind normalități, ajungem să ne deconectăm de la instinctele noastre și de la um, relația asta autentică părinte-copil care se țese odată ce se naște copilul n, n spune că, că apare așa dintr-o dată, se țese cu fiecare zi după nașterea copilului um, și cu cât suntem mai uh, conectați la această relație cu atât din punctul meu de vedere reușim să ne detașăm de, de, de vocile acestea din exterior pentru că poate în momentul acesta avem cele mai multe informații nu, nu poate sigur uh, raportat la istoria speciei noastre și cu cât mai multe informații sunt cu atât parcă suntem mai confuzi și mai uh, uh, și mai greu este să discernem ce este normal și ce este anormal și din vulnerabilitatea asta pe care o are un părinte poate la început de drum. Și nu numai. Din această vulnerabilitate e foarte greu să mai discer ce este firesc, ce nu e firesc, ce este natural, cu, cu adevărat natural pentru noi ca specie și ce, și ce este mai degrabă artificial și nu neapărat în, în avantajul copilului. Copilul are nevoie de mai puține lucruri decât avem decât. Credem noi. Când, când, o mamă se pregătește sau când o familie se pregătește de venirea unui copil sau celor de al doilea copil, nici nu mai contează, sunt atât de multe lucruri, ce trebuie să cumperi, ce trebuie să bifezi <laughs> și mai puțin despre, stai puțin să ne conectăm la sinele nostru, haide să vorbim și cu părinții noștri despre niște lucruri, uite cum a fost nașterea mea, cum, ai, cum te-ai simțit în momentul în care m-am născut eu, uh, care a fost atmosfera, ca eu să știu din ce energie de din părinte. Cred că mai degrabă acolo ne-am ne -am, ar fi bine să ne ducem, să ne conectăm puțin cu, cu, cu sinele nostru, cu ceea ce uh, suntem noi, ca să putem să găsim normalul ăsta. Pentru că normalul pentru copil este același uh, cu normalul pentru noi, numai că trebuie să ne conectăm cu el și să ne ascultăm mai mult. Uh, instinctul să-l găsim. Să... Mulți părinți să știi că mi-au spus, din fericire, gama devine și este din ce în ce mai popular și asta este minunat. Dar sunt multe mame care îmi spun, măi, și cum ne conectăm cu intuiția asta? Că știu teoria, dar cum facem să ne conectăm? Și cred că este foarte important ca înainte să ne conectăm sau... Ca prim pas este să ne deconectăm puțin de la vocile din exterior, să, ne uităm puțin în interiorul nostru. E adevărat, folosim și informația pe care o avem, că de acolo plecăm, de la informația academică, de la ce ne spun studiile și foarte mult îmi place în cartea lui Gabor Mate că el face referire la foarte mulți specialiști. E o carte în care e așa un panel de specialiști și de lucruri pe care le întăresc cumva. Nu numai Gabor Mate le spune, el prezintă că sunt întărite și de alți specialiști. La un Spune. moment dat, la un moment dat, vorbeam noi și este un, un aspect, zic eu, extrem de, de important. Discutam despre uh, relația aceasta, în cazul unui copil, despre relația dintre sau dihotomia dintre uh, atașament și uh, autenticitate. Faptul că. Și Gabor o analizează în carte. Faptul că copiii. Își doresc în egală măsură să rămână autentici în sinceritatea și în vulnerabilitatea lor, dar în egală măsură își doresc și un atașament cât mai organizat, cât mai securizant, cât mai sigur în relația cu copilul. Și poate că de multe ori copilul ajunge să renunțe la propria autenticitate. Doar pe a, pentru a rămâne în, în atașamentul dorit, doar pentru a rămâne împreună cu, cu părintele. Adică este mult mai, mai dureros și mai traumatic uh, pentru el uh, să renunțe la un astfel de, de atașament, pentru că trebuie să recunoaștem, uh, mai ales în primele săptămâni, în primele luni uh, de viață și în primii ani, în copilăria timpurie, până pe la 2-3-4 ani. Uh, Copiii sunt foarte dependenți de, de, de părinte. În mod mai puțin conștient, ei, din instinctul lor de supraviețuire, știu exact. că au nevoie de un adult, un adult care să fie acolo și să le satisfacă nevoile. E un, e un mecanism foarte, foarte deștept acolo. Și el, într-adevăr, din nefericire, pus în situația de a alege între a fi autentic și a, a, a rămâne atașat de, de figura lui uh, centrală, el va alege să fie uh, să rămână atașat pentru că alege viața. Uh, dar uh, ar fi bine să să punem realist vorbind, cred că e bine să ne exprimăm, ar fi bine să punem copilul de cât mai puține ori într o astfel de uh, situație nu știu ca să nu creem acel nu știu ideal de părinte perfect care nu greșește niciodată ba mai mult mie la Gabor Mate și asta îmi place faptul că el însuși explică, povestește despre greșelile pe care le-a făcut, și mai mult decât atât, setează niște așteptări realiste. Le spune părinților, vă e teamă că să nu cumva să greșiți? Ei bine, fiți convinși că veți greși pe anumite aspecte. E important să fim conștienți de greșeli și, și să le reparăm pe parcurs. Deci să punem copiii cât mai puțin în situația de a alege uh, între atașament și autenticitate și să vedem acolo ce se întâmplă cu noi în momentul în care copilul este autentic. Foarte frumos ai spus tu, copiii sunt mult mai. Sau reușesc așa, fără, fără rușina noastră, să fie autentice, nu se gândesc la ce ne-am gândit noi. Hai să ne punem niște filtre, hai să ne cenzurăm pe anumite paliere ca să nu dezamăgim. Copilul are această autenticitate și e bine să o, să o lăsăm, să-i permitem să, să fie și să vedem dacă atunci când copilul o are, când manifestă poate, poate niște comportamente, și aici aș da exemple de. Um, Crize de furie, de nuri hotărâte. Copilul va fi foarte hotărât să, să spună nu, ceea Tant ce noi nu prea mai știm să spunem noi. Tant Tantrumuri. Exact, exact. Și pe noi Și, pe, și noi activează ceva. Au leu, copilul meu face asta, când de fapt ceea ce se activează este poate tradus ce aș vrea să fac și eu un tantrum din asta, dar nu-mi dau voie să-l fac de să vedem un pic ce se află în spatele acelor butoane pe care spunem noi că ni le pasă copiii nu cumva am vrea și noi să avem autenticitatea asta pe care o au ei nu cumva o blocăm la ei tocmai din e mecanismul ăsta pe care îl folosim și la noi de blocaj și automat noi mulți părinții mă mărturisesc și, și eu dacă mă surprind ne vine automat blocarea asta e, e și o chestie dobândită de la părinții noștri din generație în generație Plânsul, mai ales manifestările acestea de plâns de vulnerabilitate, nu sunt foarte bine văzute de unii adulți și atunci, automat, le și blocăm la copii. Nu cumva, cum spuneai tu și continui, nu cumva aș, vreau, aș vrea să fie auzită asta, apropo, și de cartea lui Peter Levine, într-o voce nerostită. Mm -hmm. nu, nu cumva aș vrea să fie auzită și vocea copilașului meu interior vocea da. uh, fetiței tu ca da. femeie, vocea da. fetiței da. mele uh, eu fetiță rănită în copilărie sau eu băiețel rănit în copilărie, nu aș vrea să se audă și acea voce da. dar da. uite că nu se poate auzi pentru că eu am eu năbuș nu pot să fiu, da. nu pot să fiu la fel de autentic pentru că societatea nu mă lasă nu pot să fiu la fel de autentic uh, cum este copilul meu de ce? Copilul meu este nealterat da, de toate da, normele da. impuse de, de, de societate. Dar eu, adult fiind, eu sunt alterat și sunt tributar cumva unor tipare relaționale toxice, defectoase în relația cu părinții mei, să spunem. Da, da, e adevărat. Cred că noi putem să fim sau să acceptăm copilul în egală măsură cât putem să ne acceptăm pe noi. Asta este cumva și o concluzie la care eu am ajuns și în lucru cu părinții, dar și eu, părinte fiind acum. Atâta cât pot să mă accept pe mine și să-mi accept stările, emoțiile, în egală măsură pot să le accept și de la copilul meu. Și cred că este important nu neapărat să concluzionăm trebuie să le pot pe toate sau trebuie să fiu părintele perfect, ci mai degrabă să să vedem unde anume avem de lucrat și să lucrăm acolo. Încă un lucru pe care îl spune ca Mate. Vindecarea este, este posibilă, numai că e nevoie să o accesăm și să fie accesibilă pentru, pentru fiecare prin lucru cu sinele. Deci asta cred că este important. Să fim atenți la, la la ce vedem la copil și la, și la butoanele uh, care, care sunt apăsate și să mergem în direcția, aia, pentru că de obicei, el ai un strigă de ajutor. Este, hei, uite-te puțin la mine în zona asta, pentru că asta doare. Uh, de obicei, uh, cred că asta ar trebui să facem. Uh, uite, uh, pentru că ești femeie și pentru că el are un uh, capitol, uh, distinct, în uh, carte, amortizoarele de șoc ale societății de ce femeile o duc mai rău și bineînțeles că vorbește despre un procentaj destul de mare, de 80% incidență a anumitor boli cronice sau autoimune, undeva incidența fiind mare, mai ales în rândul femeilor, peste 45-50 de ani. Acest capitol, spune Gabor Mate, și propune să pătrundă în meandrele unui aparent mister medical. De ce Femeile suferă într o măsură mult mai mare decât bărbații de boli cronice și de ce sunt mult mai predispuse să manifeste afecțiuni psihice. Spun aparent deoarece din tot ceea ce se știe despre unitatea corp-minte și despre natura noastră biopsihosocială, răspunsurile sunt în fața noastră și sunt în întregime previzibile. Că nu le recunoaștem, are complet de-a face cu faptul că luăm de bun modul normal, cu ghilimele de rigoare, în care se desfășoară lucrurile în această cultură patriarchală, toxică, așa de eu, care, în ciuda secolelor de rezistență și progres feminin, este guvernată și acum la fel de mult de preocupările masculine subliminare și de dinamicile acceptate de exercitare a uh, puterii. Eu aș spune în felul următor. Într-adevăr, da, femeile reprezintă, cum spune și Gabor Mate, aceste amortizoare de șoc ale societății, de unde și incidența acestor boli. Chiar dacă, e o părere pur personală, chiar dacă femeile manifestă o grijă și o atenție și o prevenție mult mai mare asupra sănătății mm -hmm. decât o fac bărbați. Că este, o, este o realitate pe care noi o trăim. Femeile sunt mult mai grijuli și cu propria sănătate, dar și cu sănătatea celor dragi decât, decât invers. Știu, și încerc, încerc să-mi imaginez cel puțin cum a fost și la mine în familie. Uh, și sunt multe alte familii în care mama tot timpul avea grijă, avea grijă. Ea programarea și așa. la oh, ce zi tot, este. Tot, tot, tot. Da, medicamente da. și așa mai departe. Nu că ar face bine uh, medicamentele, pe când uh, tații, bărbații, sunt foarte, foarte delăsători uh, parcă, parcă e un sentiment ăsta ciudat de teamă mm -hmm. față de medic sau față de uh, un control, și bineînțeles că îl tot amână și motiv pentru care și ei dezvoltă anumite boli, există o anumită incidență a anumitor boli degenerative, boli cronice, cancer, Alzheimer, Parkinson și așa mai departe. Cardiace, mai ales la bărbați. Exact, ta. exact, mai ales cardiace. Bineînțeles și prin faptul, trebuie să luăm și asta în calcul ca o realitate socială până la urmă, apropo de dependențe și de cabormate, bărbații sunt mai dependenți de substanțe deci bărbații sunt mai mari consumatori de alcool și de tutun decât femeile. Asta este clar. Pe de altă parte, bărbații nu își exprimă sau nu sunt atât de vocali în exprimarea emoțiilor decât o fac femeile. Este Ele și mai mult minte. E un mod de funcționare cred că total diferit între bărbați și femei și ca realitate. Ne uităm la același lucru și vedem uh, diferit. Dar cred că ce spuneai tu este însă și explicația, faptul că femeia se preocupă și de ea, dar și de ceilalți și, culmea, tot ea dezvoltă niște probleme. Cred că însă și este una dintre cauze. Chiar Gabor Mate răspunde, e foarte des întrebat de, de burnoutul parental, de ce atât de multe mame ajung în burnout parental. Și unul dintre răspunsuri este acesta că femeia preia încărcătura emoțională a întregii familii. Uh, parcă toată societatea e pusă pe umerii ei. Absolut. Uh, ea trebuie, trebuie cu ghilimelele de rigoare uh, să dovedească și că este în continuare bună soție, bună soră, bună uh, fică, dar în egală măsură să fie și o mamă foarte bună, să aibă grijă de tot ceea ce vorbeam mai devreme. Uh, având și atât de multe informații, uh, iarăși e un insight pe care l am de la mamele cu care lucrez, mărturisesc cu cât ai mai multe informații despre traumă, despre uite dacă fac asta cu copilul meu, este în dezavantajul lui, cu atât este încărcătura emoțională mai, mai mare uh, și au nevoie să discearnă între ce este ok și ce nu este ok de făcut. Deci cred că toată încărcătura asta într-adevăr este preluată de femeie la nivel de familie și atunci somatizează cumva, trebuie să iasă și combinată cu ce spuneam mai devreme cu lipsa de autenticitate rușinea de a spune că nu mai pot, rușinea de a da telefonul ăla să spui, știi eu nu, nu sunt bine hai să mă ajuți un pic să stai cu copilul de ce e rușine? Pentru că din asta poți să să simți că nu ești o mamă suficient de bună. Ce mamă bună ar da telefonul ăla să ceară ajutor? Și atunci E un cerc vicios din care mama uh, iese cu greu, singură uh, și de cele mai multe ori este nevoie de ajutor uh, specializat, o prietenă sau o mamă sau uh, o soră. Uh, să zicem, are, are un uh, are un, uh, au rolul ei, uh, au rolul lor, pot ajuta la nivel uh, ideal, măcar să. să, să verbalizeze, să accepte, să i spun ok, te înțeleg că ți este greu, dar de multe ori nici asta nu se întâmplă. De multe ori auzim mesaje de genul: "Ei, dar ce e atât de greu? Lasă că și eu am crescut trei copii și nu m-am mai plâns atât" sau "cu toate utilitățile sau cu toate facilitățile pe care le aveți voi, vă plângeți acum generația aceasta". Deci de multe ori mama se love, femeia se lovește în imediată ea apropiere de um, de, in, de o lipsă de acceptare, și iarăși nu mai este autentică, și iarăși spune, ok, a doua oară nu mai dă telefonul ăla, dacă, dacă totuși a îndrăznit să-l dea sau să mărturisească că este greu. Și atunci asistăm la, să spun, o pandemie de toată lumea este bine. Dacă întrebăm pe toată lumea ce faci, răspunsul este bine. Dar, real, dacă am stat să, tăm, să, să povestim un pic, de, de fapt, știi, uite, nu sunt bine pe, pe, pe zona asta, asta și asta. De multe ori cred că e vorba de rușine, de sentimentul ăsta profund de rușine. Care, vinovăție. de un, Vinovăție, rușine, da, da. Care ne îmbolnăvește de dreptul. Ne îmbolnăvește de-a dreptul. De multe ori și chiar și personal mi s-a întâmplat și cred că i s-a întâmplat tuturor. A fost nevoie de o boală care să te pună vreo câteva zile la pat ca să pui pe pauză tot ce n-ai putut să refuzi până atunci. Și Absolut. e important și să realizăm asta. Și din fericire, sunt din ce în ce mai mulți oameni care realizează, băi uite, corpul meu a, um, îmi spune ceva. Și asta e minunat. Eu aud în jurul meu din ce în ce mai mulți oameni care îmi spune asta, mult mai mulți decât acum câțiva ani, sau cel puțin când a venit Gabor Mate prima oară în România și nu era chiar atât de popular și, și din fericire, devine din ce în ce mai, uh, mai populară uh, ideea asta că există o legătură între corpul nostru, mintea noastră, deciziile noastre și starea noastră de bine. Și asta este minunat. Adică eu, așa, poate în naivitatea mea consider că lucrurile, totuși, Merg spre bine. Faptul că suntem din ce în ce mai mulți cei care vorbim despre asta. Copiii noștri vor crește cu aceste mesaje, vor crește cu ideea că atunci când mă doare capul, mă gândesc măi, dar stai puțin sau corpul meu ce vrea să-mi spună. Și copilul meu, auzind asta de la mine, va fi și el mult mai predispus să se gândească uh, la legătura aceasta. Și, din punctul meu de vedere, asta este minunat. Da, și mai ales cum spuneai tu procesul acesta de conștientizare, deci faptul că se conștientizează aceste lucruri și mai ales faptul că, cum spuneai tu, se vorbește despre ele, este cred că un demers de, de destul de important, de altfel și Gabor Mate vorbește într-un capitol despre boala ca profesor. Da, faptul că boala vine cu o lecție de viață, exact și trebuie să, să spunem nu sau să, să, să stopăm, să spunem, sau să punem stop unei acțiuni, dacă simțim că corpul nostru ne transmite sau vrea să ne transmită printr-o afecțiune sau alta sau printr-o simplă durere, vrea să ne transmită niște semnale, da, niște da, da. niște uh, mesaje. Dragii, Și cred un, un, un singur lucru aș vrea să spun, ca să poată copiii noștri să-și asculte corpul un pic mai bine decât noi, noi am fost încă din copilărie deconectați de la corpul nostru, pentru că n-am avut păreri despre ce ne place, ce nu ne place mulți dintre noi. Și ne-am reprimat emoțiile. Asta... Da, e foarte important ca în relații cu copiii noștri să le permitem să ne spună nu, să nu o luăm personal de atunci când ne spun nu, să nu le spunem, uite, mănâncă tot din farfurie, că așa este frumos, pentru că am venit în vizită la oamenii ăștia, să spunem, mănâncă cât îți spune ție burtica să mănânci. Ți-a spus burtica că te-ai săturat? Te-ai săturat. În felul acesta, prin micile gesturi în viața de zi cu zi, ducând atenția înspre corpul copilor, ei vă știm mult mai bine decât noi să facă asta. Și asta, iarăși, cred că este minunat. Dragii noștri, a fost uh, alături de noi Gabriela Hranovski, educator Montessori, specialist în parenting și în educație uh, timpurie și am vorbit despre Gabor Mate, mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Uh, carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult uh, Gabrielei pentru că a venit cu uh, această perspectivă asupra relației părinte-copil pe care o analizează și Gabor Mate uh, în această carte. Și uh, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru miz deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!